Reprezentanții primăriei s-au ținut de cuvânt și, după cum au promis, de săptămâna aceasta, semafoarele de lângă prefectură funcționează pe galben intermitent. Modificarea este valabilă de ieri, semafoarele urmând să funcționeze așa până la sfârșitul lunii septembrie, când va fi introdus un nou program ce va ține cont de modificările în trafic cauzate de reîntoarcerea elevilor la școală. Semafoarele din această intersecție au creat nemulțumiri participanților la trafic pentru că existau multe momente moarte în care mașinile erau ținute la semafor, fără ca pe alte direcții să treacă alte autovehicule. Cei mai încercați din acest punct de vedere erau șoferii care veneau dinspre strada Crișan. Sistemul de semaforizare din Zalău, ce a costat peste 15 milioane de lei, bani asigurați în special din fonduri europene, va suferi în perioada următoare și alte modificări. Una dintre ele vizează intersecția de pe strada Gheorghe Lazăr, deasupra parcului, unde nu se vor păstra ciclurile de culori de acum, ci se vor pune butoane pentru pietoni, iar la ieșirea dinspre cimitir, semaforul va fi activat de senzorii din asfalt, asemănător cu ceea ce se întâmplă acum la ieșirea de pe strada Industriilor în bulevardul Mihai Viteazu. Tot pentru soluția butoanelor pentru pietoni s-a optat și în privința trecerilor de pietoni din fața Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, de pe strada Tudor Vladimirescu, mai jos de intersecția cu strada Porolisum și la cea din zona Spitalului Vechi. Cu excepția trecerii pe galben intermitent a semafoarelor de la Centrul de Cultură, care se aplică mai devreme, celelalte modificări au termen de realizare abia în luna septembrie. Pentru fluidizarea traficului pe strada Tudor Vladimirescu, municipalitatea ia în calcul și varianta desfințării sensului giratoriu de la intersecția cu strada Fabricii. O altă importantă modificare pentru care se poartă discuții de mai multe vreme este asigurarea unei unde de verde pe bulevardul Mihai Viteazu, cel puțin în orele cu trafic mai mic.